Acum aflu în piața Los Huertos, Spania, Viana, 6 iulie 2021, în El Camino de Santiago. Suntem în etapa 6-a de mers către Camino, către Santiago. A început ușor să plouă, în sfârșit e răcoare, că-s 25 de grade acum. Și o să vă spun din gândurile mele mai pe parcursul traseului. Astăzi ne îndreptăm spre Logroño, este capitala regiunii La Rioja. Piața Los Huertos este aici. Foarte frumoasă poarta asta aici, e foarte veche. Plouă, este foarte plăcut. Ne îndreptăm spre o lagună mare care se numește Las Cañas. E un fel de delta Neajlovului, de pe lângă Parcul Natural Comana. Hola! Ah, tu erai! Ce faci? Din nou o pădure de pini. Specific acestei zone este rezervația asta de pini și boschetăreală foarte înțepăcioasă. Am mai întâlnit asta și în Bulgaria, în zonele aride în special, unde nici nu sunt izvoare, dar sunt și foarte multe plante care miros foarte bine, foarte puternic. Chiar cred că unele sunt medicinale, au un miros foarte fain. Dar pe unele nu le cunosc, nu le-am văzut în țară. Sunt specii de aici. Îmi plac foarte mult pinii. Păcat că sunt cam uscăței pinii de pe aici. Mai sunt și alții pe drum. Peregrinos. Fiecare cu gândurile lui, cu aspirațiile lui. Fiecare cu mersul lui. Unii te salută cu zâmbetul pe buze, alții se uită urât la tine, ca peste tot în lume, de altfel m-am obișnuit cu treburile astea. Wow, se vede Logroño, de aici pare că e un mic Cluj. Râul Ebru traversează Logroño. Auzisem de mult din copilărie de orașul ăsta. Nu știu, cred că e o echipă de fotbal, habar n-am. Destul de mare, văd. Acesta este râul Ebru din Logroño. Spania, regiunea La Rioja.
podostaie fabulos deasupra râului Ebru. Foarte frumoase. Logroño, La Rioja. Păi da, e mare râul ăsta, Ebru. Oi, ce mare. Zici că e, cred că e mai mare ca Argeșul. Hola. Și cu munții. Buen camino. Suntem în Logroño și căutăm centrul istoric. Sunt așa de fericit că nu mai e javra aia de căldură, dar ci că vine iar peste două zile. După cum observați, piatră cubică, amestecată cu dale, cred că sunt dale, nu mă pricep la construcții deloc, dar același tip de oraș cu străzi înguste, balcoanele de la locuințe sunt foarte mici. O, ce catedrală imensă, mă, foarte. Nu știu să văd ce piață e asta. Nu mi-am făcut temele. Nota 2. Hai să mă uit pe ce am scris în caietul magic. Confecțiune sălbarată. Oh, de mine e frumos. E superbă piața asta. Ai, și cu catedrala asta. N-are Clujul așa ceva. Cred că îmi bat joc de comparație. N-are Clujul tot așa ceva. Logroño, ia să vedem ce piață e asta. Asta, ok. Asta e Concatedral Santa Maria de la Redonda. Plața Mercado. Concatedral Santa Maria de la Redonda este. Oh, Concatedral Santa Maria de la Redonda. Și Piața Mercado. Logroño, 6 iulie 2021. Ah, suvenir. Hai să vedem la suveniruri ce au pe aici. Ai că ne luăm niște suveniruri pe aici.
Come to... Salutări din Logroño. Stella mănâncă o înghețată foarte bună. Mie mi-e foame de cârnațime. Salciccio. Ce faci, mă, unchiule? Mai ai fost la Puznic? Mă, uite, mă, Puznicul aici, Logroño. Thank you! Mă lăsăste la urmă. Deci, Logroño, capitala regiunii La Rioja. E un oraș destul de mare, m-ar fi Cluj, România. Imagini din Logroño. Asta este piața Muro de Cervantes. Uite, Muro de Cervantes aici. Unchiule, n-ai scăpat, îți arăt salciciunul, mi l-am cumpărat acum de la supermarket. Și supa peregrinului, o mâncăm aici în parc. Ne aflăm în piața San Bartolomeu și căutăm drumul nostru. Drumul nostru, nerostul, cum era melodia aia din Iris. Drumul vieții nerostul, fără... Am uitat-o! Piața San Bartolomeu, mamă, ce biserici, băi, frate! Piața San Bartolomeu... Logroño. 6 iulie 2021. Aolea, ce sexy era tipul aia. Căutam desenul ăsta de pe net, uite că l-am găsit, haha. Take me a pictures with this. It's for here? It's from here? Yeah, look at the sign. Where is the sign? Here. Ah, it's back. Wow. And here. Iglesia de Santiago. Wow. Cristo Románico. Iglesia de Santiago. A fost construită în secolul al XVI-lea. Se
acolo în 16-lea, frate. Deci fiți atenți că ăsta e parlamentul de la Rioja. Deci ăsta e parlamentul Riojei. Au parlamentul ăștia aici. Iată și monumentul peregrinului din Logroño, Spania. Ce fain e. Monumentul peregrinului. Și tovarășa peregrină. Stimată tovarășe, academician de renume mondial. Iar ăsta e podul prieteniei de la Giurgiu. Iar mi-ar de glume proaste. Ce zici, tovarășu Cățu, sunt bune autostrăzile? La ceva? Aude. Uite, tovarășu premier, ce autostrăzi au spaniolii, vezi? Îți plac? Băi, una și cu una fac două, vorba bunica mea. Ăștia au parcurtat. Totul e curat, e verde. Mai contează și omul să n-arunce până la urmă. Uite ce frumos e parcul ăsta. Salut, sunt Ciprian Teodorescu și sunt pe Camino de Santiago de Compostela. Astăzi 6 iulie 2021, pe scurt. Acum ne aflăm în parcul natural Gradaja, la vreo 5-6 km de Logroño și ne îndreptăm spre Navare. Suntem inițial în etapa 5-a a parcursului nostru din Camino de Santiago de Compostela, care se referă la segmentul Logroño-Nájera. Acest segment are 29 de kilometri, dar noi o să-l facem astăzi în segmentul 5A, adică o să mergem Logroño-Navare. Însă noi venim de fapt un pic din urmă, din segmentul 4, venind astăzi din Viana. Noi am plecat azi din Viana, nu din Logroño. Așa că din Viana până în Logroño am făcut 12 km pe jos, iar din Logroño până în Navare avem încă 18 km. Deci astăzi ne oprim la un 30, că ne ajunge și nouă, nu mai suntem așa de tineri. Avem două localități de văzut astăzi. Ventosa și Navare. În Navare am înțeles că este o fabrică de olărit. Să vedem ce putem lua de acolo ca și suveniruri. Dar astăzi ne vom opri în Ventosa. Deci o să facem Logroño-Ventosa astăzi. 18 km, dar să ținem minte că am făcut și cei din urmă Viana-Logroño, încă 12. Urcăm spre Navare acum, primul sătuc întâlnit, cel de care v-am spus că se practică olăritul. O să ne oprim acolo să mâncăm ceva. Apoi urmează Ventosa.
E plin de viță de vie pe aici, all around. Tot așa ca și ieri aproape, în afară de parcul natural Grahera, iar începe rezervația asta pitică și secetoasă așa. Se văd munții în depărtare. Suntem în Navarrete și ne îndreptăm către Ventosa. Și căutăm Camino, drumul, marcajele. And from this station, this street to the right is the first to the right. Navarrete, La Rioja. Gracias. Gracias. Suntem în sfârșit în Ventosa. După 13 ore de mers pe jos, 30 de kilometri. Și acum căutăm un loc de cort. Să vedem după biserica asta frumoasă pe unde am putea găsi. Sincer să fiu, în fiecare zi nu prea îmi convine să dau 50 de euro, că sunt 34 de zile, deci... Da, spune! În sfârșit am ajuns în Ventosa, 30 de kilometri de la Viana. O să trească să punem cortul, dar ne vedem mâine. Subscribe și comentarii dacă aveți chef. Noapte bună!